Hai, salutare, mai prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Băi, fraților, astăzi vorbim despre League of Legends Wild Rift. Băi, fraților, este vorba despre League of Legends care o să se lanseze și pe device-urile mobile. Bineînțeles, o să fie și pe consolele portabile acest joc și abia aștept să se lanseze, pentru că lansarea lui o să fie la anul 2020. Când am văzut pe Google Play că acest joc o să fie lansat și pe mobile, nu venea să cred, deoarece nu mă gândeam că cei de la Riot Games o să lanseze jocul acesta și pe device-urile mobile. Chiar m-au impresionat foarte tare cu acest joc. Bineînțeles, m-am jucat pe calculator, cred că o dată, dacă nu mă înșel. Știți și voi că pe mobile este și acel Mobile Legends, dar nu se compară cu acesta, deoarece acesta este făcut fix de cei care au făcut și League of Legends-ul și nu este un fake ca celălalt. Adică o copie, mai bine zis. Bineînțeles, și acela a avut foarte mare succes, dar ăsta o să aibă și mai mare succes când o să se lanseze, deoarece este cel original, cel care a început cu această idee, cu acest concept de joc. Și bineînțeles, abia aștept să se lanseze. Am vrut să vă anunț și pe voi cu acest joc, deoarece știți și voi, jocul este un joc PvP cu care se joacă 5v5. Ăsta este foarte șmecher și îmi place foarte mult. Bineînțeles, o să vă las link în descriere dacă vreți să dați și voi pre-order la joc înainte de lansare. Nu știu dacă o să primim ceva înainte de joc când dăm pre-order, habar n-am dacă o să ne dea ceva când facem chestia asta, dar dacă o să ne dea o să fie foarte tare și o să vedeți și voi pe Google Play că scrie acolo că se va fi lansat în curând. Probabil va fi lansat la începutul anului 2020 și abia aștept să se lanseze, v-am mai zis odată. Bineînțeles, când o să apară o să fac și un episod, dar până atunci o să mai aflăm informații despre joc și o să mai fac episoade informative despre el. Bun, cam asta a fost episodul, am vrut să vă anunț și pe voi, sper că v-a fost de folos acest episod și mai veți în continuare. Până data viitoare, să nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să dați și un share și să aveți o zi superbă. Pa, pa!